Slavit să fie numele Domnului. Mulțumim lui Tata care ne-a dat iarăși harul aceasta să fim împreună. În primul rând, vreau să spun la fratele pastor și lider care sunt în jurul lui și biserica din Ștei că vă aduc o mulțumire din suflet când atunci când am fost aflat noi într-un întuneric. A fost cu noi în rugăciune. Fratele pastor ne-a chemat, m-a sunat totdeauna, m-a încurajat. Sunt sigur că ați știut că misiunea noastră a fost lovită în Africa. Am pierdut unul din lucrătorii mei, către teroriști islamiști care încearcă acum să acapere pe Nigeria. Pe lângă faptul asta ne-au răpit fetele care lucru cu noi și cu harul lui Dumnezeu și împreună cu finanța și rugăciunile pe care ne le-a trimis, am reușit să le răscumpără. Acum simțim vindecare în oasele noastre, în sufletele noastre. Am trecut pe partea aceea și am învățat ce înseamnă să fim alăturați de alții care vor trece prin astfel de situație. De aceea, în seara aceasta, încerc să vă aduc mesaje, e destul de simplu, dar este exact ceea ce avem nevoie pentru sezoana aceasta în care suntem aflați. Există tot felul de traducere. Una dintre traducere a spune că pentru slobozenia Hristos a murit. E foarte important. Slobozenia aceasta, cum vorbeam cu fratele Adi, nu este să fie o destrabalare în trupul Iisus Hristos. Să schimb cum îmbrac, să schimb cum vorbesc, să schimb cum mănânc, nu despre acest lucru. Slobozenia pe care Domnul Iisus Hristos ni s-a arătat sau ne-a cumpărat prin sângele Lui, este libertate. Să poți să trăiești ca și copiii lui Dumnezeu pe partea aceasta, poarta eternitate. Eu sunt standardul lui Dumnezeu pentru neprihanirea Lui. Împreună cu tine suntem lumina și sarea lui Dumnezeu. Suntem picioarele Lui, suntem mâinile Lui, suntem glasul Lui, suntem vase prin care El va demonstra puterea Lui. Și atunci este extrem de important să înțelegem că slobozenia aceasta pe care Domnul Iisus Hristos a răscumpărat pentru noi este să fim liberi să trăim ca și mâinile și picioarele și vocea lui Dumnezeu. Și atunci, din moment când scopul acesta pentru care Hristos ne-a salvat este înlăturată, ascultat, maturia noastră este înlăturată în același timp. În același timp, suveranitatea lui Dumnezeu, care este ultima lucru pe care trebuie făcut înainte de a veni Domnul Iisus Hristos, este înlăturat iarăși. Și atunci este important pentru mine să mă asigur că eu nu cad pradă la orice lucru care are putere să mă ține în loc. În secolul 20, noi am ajuns într-o postură în care noi, care eram în centru lumină pentru lume înainte, cu încet, cu încet, lumea ne-a împins în spate, dar nu numai în spate, ne-a întrins până la colț. Și acum, mulți dintre noi, biserica, care trebuie să fie o forță pentru lumea aceasta, trăiește cu o șoaptă din ascuns. Acum puteți să spune că poate la voi americani, poate la voi, la noi în America, dar există o vijelie care vine acum în secolul ăsta 21, care are un singur scop, să ne înlăture
slobozenie de a fi copii al lui Dumnezeu. De aceea, tema pentru seara aceasta este împotrivit-vă diavolul și el va fugi. Este foarte important. Ascultați ce ne-a spus scriitorul evrei. Din capitolul 2, din Iacov, capitolul 4, începând de versetul 7, spuneți așa: supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotrivit-vă diavolul și el va fugi de la voi. Noi suntem aflați într-o sezoană acum în care Biblia este socotit ca și o carte de supărare negativă către oameni. Noi suntem aflați într-o sezoană în care nu se mai poate citi Biblie în școli, la lucru. Eu vreau să vă spun că mulți dintre noi în seara aceasta sunt sigur că noi am căzut prada problema aceasta, în care dacă patronul ne spune că nu vom putea citi Biblia în fața client, nu vom putea ruga, am tace, am ascundea, pentru că nu vrem să prindem picioare în spatele și să ne dea afară de la lucru. E normal să nu credem de lucru. Dar eu vreau să vă spun că presiunea aceasta nu vine din partea patron. Presiunea aceasta vine din partea celui rău. Și o să vă spun că din moment când biserica din 21, secolul 21, va înțelege că o pierdere de libertate și slobozenia pentru care Hristos a plătit, dacă se instaleze în viața noastră, vom suferi niște lucruri extrem de grave. În primul rând, noi am ajuns într-o stare în care sfințenia nu mai este un standard. Și ce face diavolul este că el varsă o vijelie de întuneric și de presiune asupra noi. În loc să stăm împotriva lui, noi spunem oricum, nu este o problemă dacă eu cad într-un păcat o dată pe săptămână. Cel puțin mă duc la biserică. Să știți că cineva poate să spune: fratele Tony, eu nu vorbesc așa. Știu că nu vorbești așa, dar semne așa. Scriptura ne spune că fără sfințenia este cu neputință, este imposibil să vedem pe fața lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Problema este așa: diavolul a găsit cu calea să provoacă o presiune asupra biserica lui Iisus Hristos și noi am schimbat barometrie de sfințenie. De la intens, de la înaltă, la cel puțin sunt încă creștin. Atunci când eu cad prada, asta, televiziune, și mi s-a stârnit o opera care aduce întinare non-stop în mine, atunci am pierdut libertate. Este adevărat că mai vin la biserică. Este adevărat că mai dau zecioala. Este adevărat că eu mai slujesc. Dar problema este așa: a cui standard urmez eu? Standardele alea de Dumnezeu sau standardele aia cel puțin? E bine că n-am căzut încă. Și evrei spune: ma, întăriți-vă mâinile, picioarele voastre să fie împuternițite din nou, să nu mai mergem ca slabi, oamenii slabanogi, în credința noastră. Pentru că acum, în secolul 21, noi nu ne mai permite să mergem ca oamenii care sunt slabanogi și în același timp așteptăm să fim victorioși. De aceea eu vă spun, în primul rând,
să identificăm de unde vine presiunea aceasta. Ei, ce să vă spun? Înainte se spunea oamenii sunt copleșiți de robie drogă, robie sexuală, robie jocul de noroc, cârțirea înaintea Domnului. Nu? Frate, mai este în lumea? Nu! Este în biserică! Nu este doar afară! Înainte vorbeam de lucrurile care nu se mai putea pomeni. Dar e în biserică. Dar știi de ce? Diavolul, ca un leu, dă tălcoare. Carte cei care nu veghează. Carte oameni care nu mai au amăturile lor. Și le asuprește. Și le provoacă. Și după aia, el spune, nu mai vine să mă rog. Nu mai vine la biserică. Avem scuza pentru tot. De ce? Pentru că noi nu dăm seama că suntem într-o luptă împotriva diavolului. Și eu vă spun în seara aceasta, când Hristos, Apostolul Iacov a spus, împotriviți-vă pe diavolul. El nu minte. Este pentru că el vorbea din faptul că Domnul Iisus, leul din tribul lui Iuda, a biruit pentru noi și azi noi suntem chemați să umblăm în victoria aia. Amen? Vedeți ce se întâmplă în zilele noastre. Nu numai că noi am schimbat standardele, sfințenia și noi prefacem oricum, dacă eu nu am căzut total încă, dacă nimeni nu m-a prins încă, sunt încă în credință. Și Pavel spune, voi înșivă, încercați-vă, faceți un test și să vă asigurați că încă sunteți în credință. Și spune, da, sunteți în credință. Pentru că Hristos n-are de gând să pierde oricine a salvat El. El vrea să ține tot ca să-L prezinte la Tată. Dar problema este că dacă noi nu știm să împotrivim diavolul, atunci el va aibă un câștig de la noi. Este foarte important. Standardele s-au schimbat și asta vine din partea celui rău. Ezechiel spune așa, din versetul 27, capitolul 22 cu versetul 26, spune, preoții lui calcă legea mea și împângărește lucrurile mele sfânt. Eu nu vorbesc de oamenii din lume acum, că nu sunt problemele mele. Problema mea este frații mei, sunt frații mei. Noi pângărim acum lucrurile lui Dumnezeu sfinte. Spune, nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt. De ce? S-a diluat standarde din cauza celui rău. Ne dă tot felul de scuze. Oricum, eu nu sunt ca fratele Paraschive. Oricum, eu nu sunt ca Angelina Jolie. E adevărat, nu ești. Dar realitatea este a cui standard urmești. Cine îți alimenteze ce trece prin minte? Asta este problema. Vedeți ce spune aici? Nici nu învata pe oamenii să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat. Am ajuns în vremea aceea. Dragilor, nu avem răbdare, nu trebuie să avem răbdare, nu trebuie să avem compatimire pentru lucrarea celui rău. Și eu declar cu toată inima în seara aceasta că noi, părinți, dacă nu împotrivim celui rău,
atunci vom da învățăturile greșite la copiii noștri. Eu vreau să spun în seara aceasta că este calea celui rău care ne spune există și calea gri. Dacă ați găsit o calea gri sau grea în Biblia, e maratat. E drumul aceea care e larg, care e plin de mult, sau drumul aceea strâmt, care puțin oameni îl găsește. Dar de ce se întâmplă așa? Diavolul a găsit cu calea să aduce izvădirii mintii și noi nu-l mai respingem. Mulți dintre noi acum trăim o opera și dacă am putea să proiectăm operele noastre, ce am văzut acolo? Poate întrebarea acolo ar fi, cine este cel care a scris opera noastră? Aici trebuie să punem întrebarea, fiecare. Cine îmi scrie opere care se petrece la nivelul meu, nivelul minții la mine? Cine îmi scrie? Sunt două scriitori, ori Duhul Dumnezeu, ori celui rău. Dar avem o armă. Scriitorul spune așa, împotrivit-l tare. Și ce se va întâmpla? El va fugi. Biserica din secolul 21, eu vreau să vă spun în seara aceasta că nu este filosofie sau poezie. Hristos a biruit, a dezarmat pe diavolul, a legat puterea lui pe cruce, a vărsat Duhul lui peste noi. Noi nu mai trebuie să umblăm ca câinele cu coada sub picioarele. Noi trebuie să umblăm cu oameni, cu capul ridicat sus, cu inima noastră plină de curaj, pentru că El a învins moarte. Și în seara aceasta, mi se clocotește inima din nou, când ne-a lovit diavolul, ne-a lovit într-un mod extrem de rău. Eu m-am plâns, am spus la Domnul, Doamne, eu am trăit. Eu am făcut tot ce am vrut să fac. Am făcut ce mi-ai trimis să fac. Nu știu dacă l-am perfecționat. Pe mine trebuie să omor. De ce n-ai luat pe mine? Dar am dat seama. În timpul ăsta când eram în turneul întunecos așa și nu mai știam cum să ridic, Satana se bucura. Am prins în final. Și cum s-a scris? Aha, s-a împlinit ce am gândit noi. Așa spune psalmist. Oh, deodată am trezit la firea. Și am spus, diavolul, e adevărat că tu ai câștigat acum, dar Hristos a câștigat bătălia pe cruce. Și m-am hotărât așa. Mă voi trăi intens. Orice fac de acum dincolo, orice oportunitate pe care eu am, te voi lovi, te voi lega, voi distruge planul tău. Cât despre mine și în loc pe care Domnul mi-a dat, nu vei găsi un singur loc. Și eu vreau să vă spun în seara aceasta, eu nu spun așa pentru că sunt puternic, eu spun acest lucru pentru că eu bazez încrederea mea pe victoria Domnului Iisus Hristos. Dar, mai mult decât atât, eu vreau să vă spun un lucru fenomenal. Tineri și tinere, care se luptă la nivelul minții, înțeleg, nu trebuie să ai rușine, că la, în fața Domnului e lumină. La tot ce facem, ne chinuim. Tuburarea aceea mentală ne paralizează. Ajungem în faza aia că suntem îndoiți. Nu mai putem nici să stăm pe genunchi. Pentru că nu reușim să scăpăm
de tot felul de imaginație necurată în mintele noastre. Sunt cu voi, pentru că noi mai simțim și noi. Și noi trecem pe acolo. Dar problema este așa. Trebuie să întrebăm de ce vine luptele astea. E un tiner aici care se luptă cu gândurile și zvodirii minții, care se bucură. E cineva care e bucuros, că nu poate. Eu nu văd nicio mână. Dar eu pot să vă spun ce se întâmplă. Atunci când ești aflat în astfel de luptă, ești descurajat. Doamne, de ce nu mai ajut? M-am rugat, am postit, am stins telefon, am rupt cartile, nu mai fac nimic, dar totuși nu reușesc să câștig lupta asta. Acum sunt de partea mea, nu? Ești descurajat. De fapt, descurajarea era planul lui Dumnezeu, planul lui diavolul totdeauna pentru tine. Vrea să ajungi la postura aia în care resemnam. Nu mai pot. Nu mai pot să lupt împotriva păcat. Nu mai pot să lupt împotriva firea mea. Nu mai pot să lupt împotriva diavolul. Nu mai pot să lupt împotriva ispita și renunț. Acolo e tinta diavolului. Dar știți de ce? Curaj este benzina credinței. Puteți să repetați? Curaj este ce? Se pare că sunteți supărați. Curaj este ce? Benzina credinței. Domnul să binecuvânteze. Dar hai să facem logica. Lipsa de curaj este stingere de credință. Ați observat? Diavolul știe că dacă el vine ca o vijelie împotriva ta și te lovește la dreapta, la stânga, bărbații spune, am făcut, nu mai pot, soțile am reușit, am chinuit, nu mai pot, cedez odată. Se duce foc. Și știi de ce? Pentru că fără credința este ce? Cu neputință să fim cum vrea Domnul, să fim plăcuți lui. De ce? Ca cine trebuie să apropie de el, trebuie să vină cu ce? Credința. Credința. Diavolul folosește descurajare ca să vă-l fură credința. Și sunt frați în seara aceasta. Și sunt surorile. Și sunt vazători care s-au obosit. Sunt căsătoriile. Afacere la care am încercat să fiu corect. Numai eu primesc lovitura. Și de data asta nu mai mă lupt. Pentru că sunt descurajat. Și flacăra credinței, care este curaj, s-a stâns. De fapt, exact unde satana vrea să te pune, acolo ești. E foarte important să știi ce spun. Diavolul este extrem de strategic. De aceea suntem chemați să luptăm împotriva lui. Dacă ați uitat la Iosua capitolul 1 la 9, Dumnezeu s-a dus înaintea lui Israel, a pregătit un teren care curge cu lapte și miere, a făcut casă pentru ei, tot ce trebuie era, dar acolo e Iosua. De aici până acolo, Iosua trebuie să pășește cu credința, dar nu poate fără să aibă curaj. Uitați ce a spus Iosua. Cuvintele acelea, în limba română, negativ. Nu ți-am spus eu, țineți cont, nu ți-am spus eu, oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătește-te. Dacă ați uitat la limbile
convențional lumea romană, spune carac, să fii curajos. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeu tău este cu tine în tot ce faci. Curaj este benzina credinței. Credința este racheta care ne duce la destinul nostru. Fără credință, nu putem fi plăcut lui Dumnezeu. Mulți din biserică acum sunteți copleșiți de descurajare. Dar eu spun așa, noi nu suntem vulturi din aia cu aripile doborite. Noi trebuie să ridicăm capul sus și să luăm autoritate în numele lui Iisus Hristos. Asta e doar o motivație. De ce trebuie să împotrivim diavolul? M-am rugat. Sunt 41 de ani, n-am un soț. Dorim să avem copii, n-am. Am luptat. Am dat zecioala. M-am luptat pentru copiii mei. Ce să mai fac? Cedez. Uite la mine, prieten, oriunde ești, să nu cedezi. Moise, când vorbea la Israel, spus să nu spune cine va sui în sus ca să-l aducă înapoi jos, sau cine va cobori să-l aduce. Cuvântul este unde? În gura ta, chiar aproape de tine. Și este cuvântul credință. Și cuvântul acela este împotrivit-va pe diavolul. Și el va fugi. Astfel, când sunteți descurajați, veți uita că Dumnezeu a favorit o lucrare bună în voi. În voi. Fiecare care este aici în seara aceasta, este o lucrare bună. Preferați mă pasaj, Efeseni 2:10. Ce spune? Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu. Știi ce înseamnă asta? Noi suntem sculpt. El a luat timp. Ne-a cioplit. Ne-a șelefuit. Și a scos o imagine fantastică de ce suntem noi. Și spune așa, pentru faptele bune, dar a fost garantat în Hristos. Să nu-mi spui că n-ai talent, să nu-mi spui că n-ai darul, să nu-mi spui că n-ai un rost sau scop în viața asta. Ai, dar trebuie să împotrivești diavolul. Să nu stau aici prea mult, e foarte important. De ce? Vreau să spun că ai putere, ai autoritate în Domnul Iisus Hristos. Vedeți ce spune aici? Că Dumnezeu va ridica standardele Lui. Când vine o vijelie, nu știu dacă ați mai văzut, când deodată vine inundație, mișcă orice este pe calea Lui. Sufletele se distruge. Și Dumnezeu spune, dacă ar veni astfel de lucruri către tine, El va sta în mijlocul și va spune la apa, până aici vei merge. De ce? Pentru că Tony este pe calea. Pentru că pastor e pe calea. Pentru că biserica din Ștei este pe calea. Pentru că Hristos a biruit. Al doilea lucru. De ce diavolul ne împotrivește și noi trebuie să împotrivim lui? El ne împotrivește cu frica. Frica. Frica de eșec. Oh, frica de moarte. Din nou, boala nouă care se vede în biserică este anxietate. Nu putem respira. Nu putem ieși afară. Știți de ce folosește diavolul acest lucru? Scriptura spune așa.
când se manifestă frica într-un om, acel persoană nu este ce? Desăvârșit. Vă rog, deschideți 1:4 cu 18 Ion pentru noi. Și o să vă arăt niște lucruri pe care celui rău face. Dacă ați putea să ne arătați, să vedem tot împreună. Până când reușește, 1 Ion spune, în dragoste nu există ce? Frica. Și dragoste deservășită izgonește ce? Frica. Pentru că ce are frica cu ea? Pedepsia. Și cine se teme n-a ajuns deservășit în dragoste. E creștinismul 101. Simplu, vreau să spun. Hai să vă spun. Când frica vine, totdeauna nu umble singur. Știi cu cine umble? Sora lui. Știți cine e sora lui frica? Vinovatie. Doamne, ai milă de mine! Așa nenorocită sunt! Exact asta vrea dravul să aude din gura ta. Te duci la un tribunal și spui, eu sunt vinovat, bine, bam! 5 ani de pușcărie! Frica aduce vinovăție și vinovăție aduce orice am făcut, chiar dacă am fost deja eliberat de ele. Și știi, atât putem căra. La un moment dat, ești așa. Acest lucru e foarte important să știi, pentru că orice persoană care are frica are cunoștința pedepsia. Cine îi place pedepsia aici? Eu nu văd pe nimeni. Dar hai să vă spun de ce. Acolo e Hristos. Și Scriptura spune că noi n-am venit la cineva care nu știe durerea noastră. Noi n-am venit la un munte pe care nu mai putem să atingem. El spune să venim la El cu puverile noastre. Jugul e mai ușor. Dar stați-mă, din moment când frica este instalat, el vine cu sora lui și sora lui amplifică greșelile noastre. Și ce facem? Fugim. Către Hristos? Nu! Fugim de la Hristos! Știi ce face diavolul cu frica? Elimine sfânt din turma lui Iisus Hristos ca să devine o țintă ușoară de doborit. Bărbat, când rostogolim în păcatele ascuns, e ușor să ne uităm la ochii lui Iisus Hristos? Să nu vă mințiți, eu știu că a păcătuit, pentru că suntem oameni. Nu mai avem curaj! Și satana folosește vinovăția aceea ca să nu mai rugăm. Dar problema e așa. Ca și bărbați în familia, noi suntem preoți. Eu trebuie să iau toiagul acela și veșmintea care este armăratura mea, care mă protejeze și să spun la diavolul, n-ai loc aici. Dar din moment când vinovăția începe să umble, eu nu pot să mai lovesc pe el. Eu arunc toiagul putere. Arunc veșminte ca să nu mă mai vede nimeni și fug de la protecție. Proverbul 28, unul spune, un om rău fuge când nimeni nu-l fugărește. Asta este. De aceea trebuie să împotrivim. Vedeți, în capitolul 3, cred că în Zecăria, Scriptura spune că s-au adunat ființa înaintea Domnului. Împreună cu ei era preotul Iosua și a fost codituta și coronitul acolo, diavolul, ca să pirește pe Iosua. Și Dumnezeu a spus, Domnul Dumnezeu tău te muștre. De ce? Pentru că noi
suntem neprihanirea lui Iisus Hristos. Neprihanirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Dar trebuie să fim atenți. Când este vină, n-avem cum putem să stăm înaintea Domnului. În primul rând, jertfele noastre din altarul interior nu putem să ducem la El. De aceea Samisul spune, Doamne, cine poate să intre în cortul Tău? Cine poate să închină înaintea Ta? Cum a spus? Cine vorbește adevărul din gura Lui? Nu. Unde? În inima. Dacă să ajungem acolo, trebuie să știm cum să împotrivim pe diavolul. Pentru că el folosește. Ei, nu s-a terminat. Hai să vorbim de oamenii care sunt copleșiți de frica de moarte. Ei, nu las pe colbelul meu să meargă în misiune, poate va muri. Oh, nu lasă pe soțul ei să fie nimic. Dar totuși, nenorocie se întâmplă. Pentru că dacă Domnul nu păzește o casă, ce spune Scriptura, Psalmistul? Degeaba noi ne păzim. Degeaba trezim, trudim de dimineața până seara. Dacă mâna lui nu este, degeaba este. Uita ce a spus Scriptura. E foarte important. Spune aici, în Evrei, capitolul 2, versetul 13. De aia eu am spus, tata, nu știu cât an mai am, nu știu câte zile mai ai pentru mine, dar vreau să trăiesc intens. Și vreau să uit la diavolul în ochii. Și să pot să spun cum a spus Hristos. A venit celui rău la mine, dar n-a găsit nimic. Și eu pot să-mi spun așa. Trupul ăsta, îți mulțumesc, m-ai purtat până acum. Du-te și pot să spun la tata, este bună cu sufletul meu. Și când se termine, să se termine, pentru că mă duc acasă. Hai să vă dau secretul meu. Secretul meu este aici. Spune în capitolul 2, versetul 13, și iarăși îmi voi pune încredere în El. În alt loc, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu, astfel dar, deoarece copiii sunt partași sângele Lui și carne, tot așa și El însuși a fost deopotrivă partași la ele. Pentru că prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească, ascultat, pe tot aceia care prin frica morții erau supuși robie toată viața lor. Regina, Patricia, Aparaschevi, nu mai teme, pentru că Hristos a biruit pe moarte. Hristos a biruit. E foarte important ce vă spun în seara aceasta, pentru că cu cât nu știm, diavolul va aibă un câștig de la noi. S-ar putea ca în zilele astea cineva să spune, fratele Tony, ai dreptate, dar răul crește. Dar în același timp, harul este abundant. Pentru că Hristos a ispravit. Aleluia! Și El este viu. Care este răspunsul meu? Cum pot, în secolul 21, să împotrivesc pe diavolul? Ne ducem înapoi în versetul pe care am citit prima dată. Versetul 7, Iacov, versetul 4. Hakora dabashenkva. Aici este soluția. Supuneți-vă, dar cui? Sunteți supărat? Hai să citim împreună. 1, 2. Supuneți-vă, dar... Acolo e secret. Ascultați. Ascultare este mai presus decât ce? Jertfa.
Mai spuneți, ascultare. Ceara, care nu este solid, e mult mai ușor prelucrat decât un lemne dur. Fratele Adi, ești de acord? Ascultați-mă, lasă-te zdrobit de Duh Sfânt. Supune-te lui Dumnezeu. Prietenul lui Iov a venit cu filosofiile frumos, dar nu prea știau ce se întâmpla. Că dacă ar fi știut, ar închide gura lor. Dar au spus adevărul. El spune în capitolul 22, versetul 19, și spune, împrietenește-te, dar acum cu Dumnezeu. Primește cuvânt din gura lui și vei fi așezat în locul tău. Așa aveau dreptate. Ce înseamnă a primi cuvântul din gura lui? Lasă-te zdrobit, sora mea. Închide gura. Bărbatul, nu mai dai pumn pe masă. Nu ești Dumnezeu, nu ești buricul lumii. Nu ești. Mă înțelegeți? Lasă-te. De ce? E foarte important, ca fiecare lucru pe care Scriptura spune are valoare. O persoană cu inima împietrită, încăpătinat sau încăpătinată, este acel persoană care dă cheia inima lui, trupul lui, sufletul lui în mâna diavolului. Tu ești. Eclesiastul spune așa, ca omul care lucru cu lemne, lemne cade pe el. Cine sapă groapa, cade în groapa. Cine rupe zid, șarpe îl mușcă. Vrea să spune așa, cu ce lucru, cu ala te rănești. Așa m-a făcut Domnul. Te-a făcut să fii prost, încăpatinat? În secolul 20, nu ne mai permite încăpatinare. Lăsați, voi l-ați cântat, Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze pe vina din, și din păcat. Dar totuși, ne ducem acasă, după când am cântat, am dat lacrimile cu crocodile. Soțul ne atinge, ce ala? Și tot ai cântat, lăsați-i. Supuneți-vă, dar ciucui lui Dumnezeu. Aici este secret. Diavolul nu are drept dacă ești supus la Domnul. Pentru că cheia, trupul tău, sufletul tău și Duhul tău e mâna ta. Și raportul cu care va determine cine are control asupra trupul, suflet și Duhul tău e mâna ta. El nu e așa puternic, el e dezarmat deja. Aici este primul lucru, Biserica Domnului în secolul 21. E foarte important și știu că înțelegeți ce spun în seara aceasta. Vedeți? Hristos a biruit. Și victoria noastră începe cu maleabilitatea noastră, zdrobirea noastră. A doua metodă pe care vom folosi este să fugim de la ignoranță. Vedeți ce spune aici? În Coloseni, cred că e 1 cu 15, spune, a dezbracat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înainte lume, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Dar Ion a venit și ei ca să completeze acest lucru și a spus, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrarea diavolului. Sunt două versete
pe care trebuie să avem tot în buzunarul nostru ca și creștini. Asta trebuie să fie pistol pe care vom folosi. Oricum vom lupta împotriva diavolului. Dar extrem de important este ca hai să avem cunoștință. A doilea lucru, dragilor, sunt patru lucruri pe care diavolul folosește ușor la copiii lui Dumnezeu. Și o să fiți de acord cu mine. Amărăciune. Neiertare. Ura. Și lipsa de frică de Dumnezeu. Ați observat? Sunt armele puternice. Hai să uităm numai la amărăciune. Evrei 12 cu 15. Noi nu dăm seama. Îmi place scriitorul ăsta cum s-a scris. A spus, luați seama bine ca nimeni să nu face ce? Abate de la ce? Ce înseamnă a se abate? Cine aș făcut statistica? Abatere de la standard. Știi cum e. E un fel de deviere. Un avion prin anii 80 a plecat din Seul. Acum nu știm ce e adevărul, dar noi știm ce s-a întâmplat. Busola s-a deplasat o sutime de grad. El credea că se ducea spre ținta, dar la urma, mai țineți minte, s-a ajuns la aerospațial al lui sovietic. Atunci sovieti nu se joace cum sunt acum, a doborit pe avionul ăla. Și tot care a fost înăuntru s-a pierit. Așa este când intre amărăciune în viața noastră. Crezi că ești în credință, dar te-ai abătut. Dar nu, ar fi ușor dacă nu mai abatere. Dar hai să vă spun ce a spus. Să nu cumva se abatem de la harul. Ce este opusul harul? Lege. Harul? Lege. Am plecat de la lege în harul. Dar hai să vă spun ce se întâmplă. Din moment când eu m-am abatut, acolo e harul. Și m-am abatut către lege, lege vine cu consecințe. Pentru că Scriptura spune, blestemat este cine nu împlinește tot ce cere lege. Adică lege nu numai că aduce frustrare, îl ne deschide ușa a judecata. S-ar putea ca oamenii care cu mâna lor au dat picioare la harul, s-au abatut și nu știu cum să iasă. Trebuie să renunț la amărăciune. Dar să știi că nu s-a terminat. A doilea a spus, rădăcinea amărăciune și să va aduce ce? Tulburare. Boala fizică. Amărăciune aduce. Ați mai pus mâna într-un borcan de miere și doar ai vrut să fie doar pe un deget și alta dată ajunge la parul, ajunge oriunde nu vrei să fie. Pentru că așa e amărăciune, așa e miere. Trupul ăsta atât e poate să reziste amărăciune. E făcut să fie un templu al închinare în care se înnoiește viața. Și când înnoirea aceea se oprește, automat putrezire începe. Ala-i aduce tulburare. Dar mai dureros este ultimul lucru. Și spune mult să fie întinat de ea. Tata, am rugat 10 ani, am ridicat mâinile sus și Dumnezeu a varsat binecuvântare,
dar totuși nu ajunge la mine. Întinare taie calea ca să coboară binecuvântare spiritual, emoțional și fizic. Și face pe Dumnezeu mincinos, pentru că atunci tu ești supărat că Domnul nu ți-a răspuns și nu dai seama că ceva lucru în viața ta. La fel e neiertare. Iertare deschide o ușă reciprocitate, adică când nu iert, ți se activează legea aceea și nici tine nu vei avea. Cât că ești copia lui Dumnezeu. Sunt soțiile care nu vor să ierte pe soț. Sunt părinții care nu ierte pe copilul. Hei, ce se mai spun? Frații care nu vor să ierte pe frații. Și nu știi că tu porți durere, povara în spatele tău pentru că n-ai iertat. Ura e un cuiu amărăciune. Hai să vă spun ce e mai dureros. Atunci când avem frica de Domnul, sfidăm pe El. Și conține niște secret în frica de Domnul. Psalmul 25, de la 12 la 14, îmi place. Un lucru interesant pe care eu am observat, spune, cine este omul care se teme de Domnul? Vă rog, hai să citim împreună. 1, 2. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îl arată calea. Haleluia. Mai departe, El va locui în fericire și seminția Lui va stăpâni corabașenii. Mai departe, prietenie Domnului este pentru cei ce se tem de El. Și legământ? Haleluia! Dacă ai o promisiune care nu s-a împlinit, încearcă, testeze volumul tău de respect și de încredere în Domnul. Creștinismul n-a fost făcut să facem cu creierul nostru. A fost făcut să fim ajutat de Duhul Sfânt. Domnul arată secrete. Domnul ne arată ce este în viitor. Eu puteam să sar, să strig de bucuria, pentru că ce vă spun este adevărul. A fost un timp am avut de lucru cu un profesor care declarat, el e un vrăjitor, aduna hainele rumănește veche și facea expoziție. Într-o seară, Dumnezeu m-a arătat că va veni și îmi va cere să-l ajut. Și mă va trimite, nu să spun ca să nu stric, poate e fratele acum. Am știut. După aia Domnul a spus, da, eu cursa. E vrea să mă termine viața, pentru că am provocat trezire în facultate unde faceam cercetare. M-am ridicat la noapte. Haleluia! Dacă El m-a arătat secret, nu m-am teme, am luat un de lemne. Hagrabușii! Dar puteam tot felul de alegere. Am varsat ulei pe mașina, scopiul meu, mai țin minte, albastru. Mașina... Nu mai voi omori, eu te-am cumpărat cu banii mei. Am lovit-o și m-am dus înapoi la culcare. Am dus la călătoria aceea. Am făcut ce m-a trimis domnul profesor. Veniam înapoi, am depășit-o mașina, în fața mea a apărut un cal și buștenea aia mare. Și așa travesa drum. Și am schimbat viteza, deodată eram la 160, cum am ieșit, un tir aici, un tir aici. Nu mai aveam scăpare. Și am spus, vai, în sfârșit. Chiar asta am spus. Vreau să gust cum este moarte. Nu știu de unde a venit gândul aia prost. Nu mi-era frică.
Și Duhul Sfânt a spus, fiule, nu te mândri. Și repede m-am schimbat vorba. Ține mașina, tata, și m-am tras de pe drum. Toată lumea știe unde era. Mai țineți monumentul ăla pe Pauliș, pe partea dreapta, când mergeți pe Arad. Există un monument acolo, un pier. Exact, dacă mergeți, o să vedeți vopseaua mea acolo de 20 ceva de ani. Și s-a distrus mașina, nu m-am vătămat nici un par. Știți de ce? I-am spus mașina, nu mă vreau mori, puteam să spun, accident nu va întâmpla, nu m-am avut înțelepciune. Dar eu și el suntem prieteni. Creștinismul nu e făcut să fii singur, dragă sora mea, dar condiția este să te temi de el. În secolul 21, dacă vrem să batem pe diavolul și demonii lui, noi suntem chemați să fim siguri că lucrurile astea despre care v-am spus nu sunt în acțiune în viața noastră. Dar știi ce este mai interesant? Este așa. Diavolul folosește mormiala. Și eu vreau să vă spun fraților și surorilor să nu mai mușcați mormiala. Hai să vă spun ce înseamnă mormiala. Sora, Angelina Jolie vine la pastor și pastor spune, iartă pe el. E prost acum, nu știe calea, iartă, hai, bra. Nu iarci. Fratele, nu știe cum am suferit 15 ani. El ține la încăpatinarea lui, încăpatinarea ei. Nu vrea să cedeze. Încăpatinarea aceea e momială diavolului. Știi cum merge momială la pește? Cu chiți e mai tare sclipirea aia, atât este atractiv la pește. Vedeți? Așa m-a făcut Domnul. Asta e momiala ta. Dar nu pot să scap. Asta e momiala ta. Dar m-am cedat până acum, nu s-a schimbat. Asta e momiala ta. Orice lucru pe care tu ai ținut cu dinți ca și un câine turbat acolo și nu poți să-l las, asta e momiala ta. Și acolo folosește diavolul să te prinde. Știați că momiala lui Eva era ochii ei? Nu putea să duce ochii acolo. O grădină plină de tot felul de lucru. Numai acolo a pus ochii. Și satana asta vrea, l-a dat și asta l-a mușcat. Momiala lui Iso era foamete lui. Noi putem să spunem, noi nu suntem ca el, noi suntem ca el. Foamete pe care îi avem, pe ala lucrează diavolul. Da? Aduc o concluzie în seara aceasta. Cine poate să aduce o cară, să acuzate împotriva aleșilor Dumnezeu? Mai mult suntem noi, mai mult biruitori în Hristos. Pentru că noi suntem neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos Iisus. În seara aceasta, Hristos iar spune, împotriviți-vă diavolului, pentru că eu am dezbrăcat pe căpătenilor, am pus puterea lor pe cruce, le-am scos dinți, nu mai au putere. Eu acum trebuie să vin la el, așa cum sunt. Să mă spele, și atunci eu pot să merg înapoi în slobozenia pe care El a făcut pentru mine. Atunci ce fac? Rămân tot cum am venit azi? Înseamnă că n-ai auzit nimic. Mă pucăiesc. Vine o vigilie în care nu mai poți să te las ca cineva să te împinge la colț. Pentru copiii aceasta, pentru tinerii aceasta, trebuie să luptăm. Dar trebuie să mă asigur
ca El nu va găsi nimic în mine. Aș dori, dacă pastorul este de acord, să ridicăm împreună. Aș chema pe dragii mei, lauda și închinare, mamelo, tata, prieten, vă rog, în numele lui Iisus Hristos, să nu vă lăsați azi să vă treacă. Este un duh care s-a coborât în biserica voastră în seara aceasta, care vrea să rupe lanț, care vrea să distruge putere momială la noi, care vrea să vă scoate din resemnarea, care vrea să alungă frica, care vrea să aruncă afară descurajare. Dar lasă-te atins de Duhul Lui în seara aceasta. Înainte de a pune mâna peste nimeni, aș dori să vrei prima dată să mergi la El, să plângi înaintea Lui, să spui: Tată, vreau să stau pentru tine ca un soldat. Vreau să tind din nou sabia Duhului în mâna mea și să pun toate amărăturile mele peste mine și să ridic și să fac o batalie în numele Tău, pentru că ai dezbrăcat capătăniile. Dar stai, dar recunosc înaintea Ta, m-am obosit. Recunosc că m-am dat deoparte, adică m-am abătut. Recunosc că trăiesc în presupunere că mâine este mâna mea. Dar vin înaintea Ta, spală-mă. Ridică povara aceasta peste mine. Ai promis că vei varsa apele curată peste mine. În seara aceasta, varsă peste mine. Tineru, păcatul tău nu e așa de mare ca să scoate pe Hristos pe tronul Lui. Vino la El. Așa cum grupul de lada ne conduce, vreau să mergi să plângi înaintea Lui. Spune: nu mă las, vreau să mă curăț în seara aceasta. Și la urmă, dacă îți vine, dacă îți pică bine, dacă este boală în trupul tău, dacă este o durere și vrei să vii afară, vino după aceea. Dar prima dată, luptă-te prima dată. Haideți să rugăm!